putem începe, da? Da. Acum, da, da, ia focul de imediat, da, pun un cod în prezența. Șania și Brașa. Anton a venit, era aici. Da, da. Vino pe care? Da, da, l-am văzut pe asta, dar noroc. O să scuzați, o să nu poate vedea, o trebuie să ajungă. Problemă de ospitalitate. Da, da, chiar sunt probleme. 13 consilieri, 12 prezenți. Domnul Adrian Anton are probleme cu serviciu. A fost prezent la ședința pe comisie, deci este de acord. Deci putem începe. În conformitate cu prevederile articolului 39, aliniatul 1 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completările ulterioare, prin dispoziția primarului Comunei Zemeș numărul 120 din 14/2/2018, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de 19.02.2018, orele 14. Cu următoarea ordine de zi. Ordine de zi stufoasă, având în vedere că e ședința de buget pe anul 2018. Avem o serie de hotărâri referitoare strict la cheltuielile de funcționare ale unității administrative teritoriale, urmând ca apoi să dezvoltăm secțiunea de investiții și să tratăm fiecare investiție cu pașii ce trebuie urmat pentru derulare. Din convocatori, deci după cum am discutat pe comisie, punctul 28 și 29 se retrage de pe ordinea de zi. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Deci, avem și două puncte suplimentare. Alocarea sumei de 30.000 de lei pe legea 350, repartizată 15.000 de lei pentru culte, iar 15.000 de lei pentru cultură. Iar punctul 2, un proiect UNICEF în valoare de 9.900 de lei obținut de Școala Ștefan cel Mare, care se va derula mai multe activități în perioada lui 2018. Cine este de acord cu punctele suplimentare? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. În unanimitate. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2018. Doamna de la Contabilitate Finanțe, compartimentul Comisia economic, bugetul Comunei Zemeș este de 10.752.000 de lei. Vreau doamna contabilă să explice. Da, nu, dar ce vreau stare, dar n-am discutat. Doamna domnitoare, poate explica doamna Lopriță capitolele? Vreți să vin la capitolul doamna contabilă? Haideți să luăm pe capitolul bugetar. Hai să o aduceți pe banca, dacă... Ce îți duceți voi la banca? Să vină și susțineți împreună. Da. Da. Hai, domnule, tuturor. Da, vă rugăm să ne prezentați bugetul pe anul 2018, exact pe capitole. Deci, totalul venituri ale bugetului local sunt de 10.752.020. Vă prezint și care sunt veniturile? În mare, care sunt mai importante? Deci avem așa, cote defalcate și sume defalcate din impozitul pe venit 1.822.000, impozite și taxe pe proprietate 625, sume defalcate din TVA 831.500, taxe pentru mijloace autorizare și activități 140,
venituri din proprietate 160, amenzi și penalități 90.000 de lei, diverse venituri 1.457, transferuri voluntare 87.900, vărsăminte de la secțiunea de funcționare care sunt la secțiunea de dezvoltare 282.490, subvenții de la stat 4.593.180, ceea ce este PNDL-ul, drumul de la Bolătău, sursa de finanțare. După aia avem subvenții de la alte administrații, este TVA-ul de la PNDR 267.840 și sume primite de la PNDR 669.600, preconizat pe anul acesta. Astea au fost veniturile. Începem cu partea de cheltuieli. La capitolul 51, administrație publică, avem cheltuieli în sumă de 1.471.600, din care cheltuieli de personal 1.205.500 și cheltuieli materiale 266.100. După aceea avem capitolul 54, din care este compus din fondul de rezervă, care am înțeles că este hotărâre specială de 40.000, care poate fi folosit pentru calamități și ajutoare sociale, și alte cheltuieli pentru măsurători topometrice 20.000. După aceea avem transferuri voluntare, sunt copii instituționalizați în sumă de 60.000 de lei. După aia avem protecție, ordine publică și siguranță națională, unde avem poliție locală 309.380 și protecție civilă 55.300, din care cheltuieli de personal 336.800 și cheltuieli materiale în sumă de 27.880. Avem capitolul 65, învățământ. Total 5.586.500, din care anul acesta nu mai avem cheltuieli de personal la învățământ. Deci sunt de la bugetul de stat. Cheltuieli materiale avem 358.400. După aceea avem asistență socială, unde avem ajutoare sociale de 31.500, tichetele de grădiniță de 17.500 și burse de 63.200. Și aici mai avem și investiții de 1.110.000 lei. După aceea, avem capitolul bugetar 67, cultură și recreere. Servicii culturale, biblioteci comunale de 70.020, cămine culturale în sumă de 1.840.440. Aici este căminul de la Zemeș, ceea ce am prezentat veniturile, aici sunt cheltuielile. După aceea avem pe sport finanțarea la ACS de 179.500. Și alte cheltuieli în domeniul culturii și religiei. Aici avem pictura de la mănăstire de la Stirigoi de 222 și încă 30.000 pe finanțări pe legea 350. Avem capitolul 68. La capitolul 68, asistență socială, avem așa, asistenții personali în valoare de 595.000 de lei. După aia avem UNICEF-ul în sumă de 78.000 de lei, aici sunt doar salariile, urmând a mai prinde un proiect pe cheltuieli materiale de 10.000, cred, pe următoarele ședințe. După aia avem SPAS-ul cu 279.200, ajutorul social care este de 89.400 și centru de zi de 128.210. Din care avem cheltuieli de personal de 669.460, cheltuieli materiale de 115.950 și ajutoare socială, asistență socială, avem așa, ajutor social în numerar 369.400 și tichete cardo acordate pentru cheltuieli sociale de 15.000 de lei. Avem următorul capitol, capitolul locuințe și servicii publice și dezvoltare, 70, în sumă de 808.600. Ea este împărțită pe alte cheltuieli în domeniul locuințelor de 146.500, alimentare cu apă 537.100, iluminat public 115 și alte servicii în domeniul locuințelor 10.000 de lei. Aceasta este formată din cheltuieli de personal 419.000 lei, cheltuieli materiale 231.600 și investiții în sumă de 158.000 de lei.
Capitolul protecția mediului, capitolul 74, este salubritate și gestionarea deșeurilor în sumă de 176.600. Capitolul 80, alte acțiuni economice, prevenire și combatere înghețuri și inundații, 65.000 de lei. Capitolul transporturi 84, în sumă de 5.602.270, care tot este pe drumuri și poduri. După aia avem împărțit cheltuieli de personal 40.000 de lei, avem bunuri și servicii 135.000 de lei și cheltuieli de capital în sumă de 5.427.270. Acesta este tot bugetul comunei Zeleș. Da, discuții, domnul consilier, întrebări, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, mulțumim. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare și a conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile comunei Zemeș la data de 31.12.2017. Vorbesc eu puțin. După cum știți, ordonatorii principali de credite au obligația să supună autorităților deliberative conturile anuale de execuție a bugetului. Conturile anuale au fost discutate pe comisii și au fost prezentate. În situația în care mai sunt nelămuriri sau mai sunt întrebări, cred că doamna inspector este în măsură să vă răspundă. În cazul în care nu, domnul președinte, propun supunerea la vot a proiectului de hotărâre. Întrebări? Discuții? Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului constituirii fondului de rezervă bugetară pe anul 2018. Așa cum a fost prezentat de către doamna contabilă, suma este de 40.000 de lei. Avem un fond de rezervă în valoare de 40.000 de ron constituit. Utilizarea acestuia se va face pe baza hotărârii de consiliu local în situații care am avea evenimente neprevăzute, calamități, riscuri deosebite și așa mai departe. Acum 40.000 de ron, cum am spus. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Datorită faptului că unele proiecte de hotărâre sunt legate unele de celelalte, am luat decizia așa și pe comisie să mergem câte două puncte, o să le prezentăm, dar sunt strict legate unele de celelalte. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 133 din 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Iar punctul 6 se leagă de proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării prevederii hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 21.01.2016, modificată prin hotărârea de Consiliul Local 60 din 29.03.2017. Domnul administrator, aveți cuvântul. Modificăm HCL 133 din 17.07.2017, nu în totalitate, ci doar anexa 3, anexa care se referă la polițiștii locali și la felul în care acestea sunt salarizați, s-au modificat coeficienții. Strâns legat, și domnul președinte avea dreptate, de acest proiect de hotărâre este și următorul, hotărârea prin care încetează prevederile HCL 3 din 2016, așa cum a fost ea modificată prin HCL 60 pe 2017. Aceasta, din urmă, reglementa acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali și s-a convenit renunțarea de comun acord cu compartimentul poliției locale la norme de hrană și reglarea coeficienților în așa fel încât salariile să fie corespunzătoare salariilor celorlalți persoanelor încadrat în cadrul UAT Comuna Zemeș. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, domnul președinte, propun supunerea la vot a proiectelor de hotărâri. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 7.
Proiect de hotărâre privind desfășurarea acordului de cooperare privind organizare și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județului Bacău, a acord. Inițiator primar, consilier domnul administrator. După cum știți, am stabilit pentru hotărârea de Consiliul Local că facem parte din Asociația Comunelor. La nivelul Asociațiilor Comunelor s-a decis efectuarea unor misiuni de audit în comunele partenere, având în vedere că noi avem postul de auditor, l-am avut vacant, nu a fost ocupat și se justifică acest acord de cooperare și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău-Acor. Am face o economie anuală între sumele necesare pentru a bugeta postul de audit și procedura aceasta de acord de cooperare de undeva la vreo 20.000 de roni. Dacă am fi să bugetăm auditul, cred că am cheltuit în jur de 60.000 de roni. Așa, acordul de cooperare și verificarea ne-ar costa în jur de 40.000 de roni anual. Este cea mai bună soluție pe care am găsit-o pentru a satisface nevoia de audit la nivelul Comunei Zemeș. Plus că cei care vor exercita această activitate vor fi niște profesioniști desăvârșiți recunoscuți la nivelul județului Bacău. Dacă da. Mai sunt întrebări, dacă nu, domnul președinte, supunem la... Mulțumim pentru informare. Cine este de acord? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul 9, punctul 10, iar punctul 8. Mă scuzați. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru lucrările de întreținere pe DC 180A de la kilometru 0 la kilometru 0, dar reprezintă 370 de metri. Proiectarea este 5.000 de lei, valoarea totală este 103.000 lei. Acest proiect de hotărâre tratează o chestiune, cred că, de profund interes pentru toți. Zona intrării în Comuna Zemeș, o zonă în care accesul este dificil. Aprobăm întocmirea unui caiet de sarcini pentru a interveni în acea zonă. De asemenea, aprobăm plata de 5.000 de ron pentru finanțarea întocmirii caietului de sarcini, adică îl plătim pe cel care ne-l întocmește, 98.000 pentru finanțarea lucrărilor și 4.000 pentru dirigenția de șantier. Să specificați că e varianta de jos. Da. Ne referim exact la intrarea în Comuna Zemeș, nu la copaș. Sperăm să demarăm cât mai repede după aprobarea hotărârii de Consiliul Local acestor lucrări de întreținere. Dacă vremea ține cu noi, de îndată ce va fi posibil, se va interveni în zonă. Domnul președinte, dacă mai sunt... Discuții, întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 9, 10 și 11, care este legat unul de celălalt. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare pentru obiectivul de investiție, construire, șanțuri betonate, acces la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal de DC-180A, nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, proiectare, construire, șanțuri betonate, acces la proprietăți și trotuare adiacente drumului DC-180A și utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017 ca sursă de finanțare cu destinația întocmirii etapa a doua, studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, proiectare și construire șanțuri betonate, acces la proprietăți și trotuare. Domnul administrator? După cum a propus și domnul președinte, cred că ar fi oportun și chiar util și am câștigat timp dacă am tratat obiectivele de investiții grupat în așa fel încât să evidențiem și fazele realizării acestora, apoi în primă fază aprobăm nota conceptuală și tema de proiectare, ne referim la fazele de pe HG907 pe 2016, apoi o notă de fundamentare pentru obiectivul de investiții proiectare,
Obiectivul de investiții se numește construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal de C180 în Comuna Zemeș, județul Bacău, apoi și utilizarea sumelor din bugetul local pentru finanțarea obiectivului de investiții proiectare. 73.470 este valoarea obiectivului de investiții. După cum vedeți, Comisia Economică e alături de noi. Și, da, repetăm din bugetul local. Din excedent. Da, în specificat, excedentul aferent anului 2017. Concret, este vorba de realizarea trotuarelor și rigolilor, trotuare realizate din pavele și a rigolilor aferente localității. De la intrare în Comuna Zemeș până la... până la primărie aici în față. Supuneți pe aprobare. Alte întrebări, dacă aveți. Supuneți pe aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Chiar cineva o mulțumesc. Punctul 12, punctul 13 și punctul 14. Am în vedere același obiectiv același de investiții, obiectiv. Amenajare trotuare în Comuna Zemeș, județul Bacău. Aprobăm o notă de fundamentare pentru necesitatea și oportunitatea proiectării sau continuării proiectării, de fapt, pentru că este un obiectiv început încă de anul trecut. Utilizăm din excedent suma necesară pentru proiectarea amenajare trotuare în Comuna Zemeș, județul Bacău. Suma rămasă este de 34.000 și apoi utilizăm din excedentul bugetar și suma de 531.000 pentru destinația finanțării obiectivului de investiții, a lucrării efective. Menționez că acest obiectiv de investiții este depus pe AFIR dacă ține cu noi, vom semna, cred că luna viitoare, contractul de finanțare. Cofinanțarea a FIR ar fi în jur de 52.000 din totalul, bugetat. Ar trebui să avem o vizită în teren în săptămânile următoare, urmând a semna contractul de finanțare pentru acest obiectiv. Da. Cine este pentru? Împotrivă? De abține cineva, o mulțumesc. Deci, la punctul 15. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării realizării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DC-180A, 5 km, zona Bolătău. După cum știți, este semnat de un contract de finanțare pe proiectul redepus pentru reabilitare și modernizare de DC-180A pe 5 km în zona Bolătău. Deocamdată suntem la faza de avizare a documentației. Sperăm să primim avizul la NAP cât de repede și să demarăm procedura de licitație pentru drumul de la Bolătău. O valoare totală a 4.579.780, iar partea noastră de finanțare este 209.020. Este cofinanțarea din partea noastră, cofinanțare mai mult decât onorabilă, dacă stăm și ne gândim, și la faptul că este luat pe penedere. Da, ca o completare aici, cu permisiunea domnului primar, tot se vehiculează foarte mult că nu vrem să facem drumul de la Bolătău. Deci noi depindem de noi, deci noi toate punctele de vedere, finanțarea, cofinanțarea și toate lucrările care au fost nevoie, inclusiv domnul primar și-a dat interesul. Deci, de a demara aceste lucrări, dar sunt procedurile care durează foarte mult. Deci nimeni nu este bucuros că procedura... Suntem printre primii 10, printre primele 10 localități din județul Bacău care am semnat contractul de finanțare. Am încărcat fișa de date, sperăm până vineri să primim răspunsul și să demarăm licitația. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc.
Punctul 16, 17 și 18, exact se leagă tot de aceleași chestii, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiție construire împrejmuirii stații de epurare din Comuna Zemeș, nota de fundamentare tot pentru stația de epurare și utilizarea din excedentul bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare. Da. Doamna Dobrițoiu, pentru finanțarea proiectării la construire, împrejmuire stației de epurare din Comuna Zemeș, județul Bacău, avem suma de 5.000 de lei la proiectare, 5.000 de lei. Care intră PDH-urile plus taxele. Exact. Valoarea investiției este de 66.178 lei. Vorbim de suma cu tot cu TVA. Cu tot cu TVA. Revenim. Noi folosim numai 5.000 de lei acum pentru proiectare și cine mai trebuie. Asta este valoarea proiectului. Indicatorii economici. Aici suntem la faza studiului de fezabilitate. Am aprobat indicatorii tehnico-economici. A prins bani pentru PTH. De îndată ce ne va fi aprobat PTH-ul, vom putea aproba acei indicatori și vom putea demara lucrarea să facem o dată împrejmuirea stației de epurare. Este vorba de gardul, împrejmuirea stației de clorinare. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Punctul 19, 20 și 21. Aceeași chestie este nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiție ca sistem apă strada Canuș, nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții proiectare RECAS sistem apă strada Canuș și utilizarea din excedentul bugetar pentru anul 2017 ca sursă de finanțare. Obiectivul de investiții RECAS sistem de apă strada Canuș, am început cu aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare, am aprobat nota de fundamentare, aprobăm de fapt nota de fundamentare pentru proiectare și utilizăm excedentul bugetar în sumă de 15.000, da? Dacă nu? Da. 15.000 pentru a finanța etapa a doua DALI-ul la acest obiectiv de investiții. De îndată ce vom avea DALI-ul, vom avea indicatorul la DALI, vom proceda la aprobarea indicatorilor din DALI și vom putea demara și etapa a treia PTH-ul, după care vom demara lucrarea. Asemenea, în următoarele două ședințe de Consiliul Local. Este vorba de reabilitarea cișmeilor de pe Canuș. O știm cu toții. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Trecem la punctul 22. 3. De hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reparații, capitale, dușuri, grupuri sanitare, casă, scări, hol, aferent, bloc, producție. Și punctul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții, proiectare, reparații, capitale, dușuri, grupuri sanitare. Utilizarea din excedent ca sursă de finanțare. Valoarea de investiție este 138.000 de lei, 128 este reparații capitale, dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acestuia la blocul producției din Comuna Zemeș, 10.000 de lei este proiectare, reparație, dușuri, din care din astea 10.000, 2.000 de lei verificare, 8.000 de lei sunt taxe și avize. Ăștia 10.000 se iau din excedent. După cum am văzut, avem un deviz general actualizat la acest obiectiv de investiții, aprobăm noi indicatori, aprobăm nota de fundamentare și utilizarea sumelor pentru proiectare, reparații capitale. Dușuri, imediat ce vom avea noi indicatori, vom putea demara, pentru că aici suntem într-o fază finală la demararea lucrurilor. Așa că este aceeași lucrare ca la blocul foraj? Da. Da. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul 25.
Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiție pictură Biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului din Comuna Zemeș. Valoare 222.000 de lei. Pe scurt, utilizăm direct excedentul bugetar, sumele necesare pentru continuarea proiectului demarat și început încă anul trecut, pictură Biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului. Cei care au fost în zona au văzut că pictura este extraordinară, de o calitate desăvârșită. Cu toții suntem nerăbdători să vedem finalul și cum va arăta mănăstirea după ce va fi pictată în totalitate. Cred că va fi una dintre cele mai frumoase mănăstiri din zona Bacăului. 222.000 de RON este finanțarea obiectivului de investiții, suma necesară pentru a putea continua lucrarea anul acesta. Da, pentru anul 2018. Da. Urmând ca în anul 2019 să definitiv va fi. Definitiv. Suma a fost acordat din bugetul local în trei etape, în trei ani. Da, în trei ani, 2017. Mai luăm din excedent. Dar tot din excedent. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mă mulțumesc. Punctul 26 și 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei fundamentale privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție, proiectare, reabilitare, modernizare și dotare școala Ștefan cel Mare și proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anul 2017 ca surse de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, proiectare, reabilitare, modernizare și dotare școala Ștefan cel Mare. După cum știți, unul dintre proiectele importante demarate este aceea reabilitare la școala Ștefan cel Mare, de numit proiectare, reabilitare, modernizare și dotare Ștefan cel Mare Zemeș. Vom aproba o notă de fundamentare pentru obiectivul de investiții proiectare. La fel vom utiliza excedentul bugetar. 110.000 lei, din care 4.700 PTH, 9.000 verificări proiect, 47.000 consultat, 5.800 lei taxe și avize. Sperăm proiectul să fie încărcat cât mai repede prin Mai Smith pe axa 10 pe POR. Sperăm să avem succes la depunere și să fie unul dintre și să ca școala să devină una dintre cele mai frumoase din această zonă. Domnul președinte, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Punctul 30. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, modernizare, renovare și dotare cămin cultural din Comuna Zemeș. Valoarea 900.000 de lei. Valoarea este de 900.000 de lei. Vorbim despre căminul cultural din Comuna Zemeș. Considerăm că suma este suficientă pentru anul acesta, pentru că acolo suntem la faza în care încă se analizează oferta tehnică, cred, sau oferta financiară. Oferta financiară. De acum. Nu știm exact când se va finaliza procedura de licitație. Așteptăm și noi. Sunt termene stabilite. Sunt niște termene stabilite. Avem experți din partea ANAP-ului la această procedură de licitație și depindem de disponibilitatea acestora, pentru că, din câte știți, și dumneavoastră, sunt doi experți pe tot județul Bacău, care trebuie să meargă la toate primăriile și să asigure consultanță la procedura de licitație. Suma de 900.000, să detaliem puțin, asistență tehnică 6.950, execuție lucrare 849.000, dirigente de șantier 5.950, urmărire 10.000, urmărire 1.000, scuze, organizare procedurii de licitație 15.950, avize 17.000, fondul de garantare pentru avans 7.900 și penalități 2.300. În total general ar fi 900.000 de lei cheltuieli finanțate din bugetul nostru. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva, vă mulțumesc. Punctul 31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru ACS Gloria Zemeș pentru anul 2018. Exact la mine. Bugetul este 179.500. Da, bugetul de la club pe anul 2018 a fost redus, s-a ținut cont și de reducerea cheltuielor de funcționare și s-a încercat pe operativitatea cheltuierilor. Avem un buget de 179.500 la club, în condițiile în care anul trecut am avut 2.240.000. Vom încerca să obținem rezultate atât cu echipa de fotbal, cât și cu echipa de lupte cu respectarea bugetului. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva în momentul ăsta. Am nevoie de asemenea la club de o galerie. Dacă știți oameni mai vocali, mai gălăgioși, mai vocali, da, dar care își susține echipa, vă rog frumos să-i recomandați. Domnul Ureanu. Exact. Domnul Ureanu. Exact. Ar fi, da. O să furnizăm câteva instrumente de percuție pentru zgomot. Da, chiar dacă știți, rugați-i să mă contacteze. Chiar ne dorim ființarea unei galerii. Da. Trecem la punctele suplimentare. Punctul 1. Alocare la 30.000 de lei pe legea 350, reprezentând 15.000 de lei pentru culte, 15.000 de lei pentru cultură. Deci utilizăm suma de 30.000 pentru acordări finanțări nerambursabile pentru activitățile non-profit, după cum spunea domnul președinte pe legea 350. Pentru anul 2018 am împărțit această sumă. Pe domeniul culte am pus 15.000, pe domeniul cultură 15.000. În ședințele ulterioare vom aproba și o metodologie, un ghid. Vis-a-vis de cum folosim acești bani mai concret. Exact. Vis-a-vis de cum vor fi folosiți și ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor beneficia de această finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Așa cum am discutat pe comisie, doamna directoare școlii Ștefan cel Mare ne-a prezentat un proiect care se va face prin UNICEF cu o valoare de 9.900 de lei obținut pe acel proiect, care se vor desfășura anumite activități în 2018. La o simplă prezentare a dumneavoastră a fost o serbare câmpenească, niște activități, probabil cu un schimb de experiență cu extrașcolare cu Comuna Dofteana, plantare de puieți, stop, ascultă pământul și activități de cercetare. Deci astea au fost prezentate. Care este perioada? Care este perioada? Spune că activități 2018, nu spune august. În perioada verii. Bănuiesc că plantarea de puieți nu o să facă în august. Probabil o să fie eșalonat. O singură activitate rămâne pentru anul școlar următor, toate activitățile se vor desfășura anul acesta școlar și imediat am primit bănuți în fond, ne putem să-i treabă. Bine. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul diverse. Cei care doresc să vă scrieți la cuvânt. Domnul Munteanu. Altcineva? Noi în Consiliu suntem în februarie, nici în februarie. Bugetat. Exact. Da. Și eu ultimul. Da, domnul Munteanu, aveți cuvântul. La blocul producției se începe reparația blocului și solicit un WC-ul ecologic. Am luat în calcul și am considerat că pentru diminuarea disconfortului cetățenilor o să avem în vedere să prindem un grup sanitar. Pe toată perioada desfășurării lucrărilor acolo, știm că asta este un lucru ce s-a făcut. Da. Asta că am avut. Da. Și am avut acolo la înșopul cu probleme. Ceea ce vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră și dacă ați observat în toate proiectele de hotărâre care au fost utilizați bani din excedentul bugetar
Deci asta nu denotă că banii au fost... Nu de la altă comună. Nu, de la nostru, dar asta nu denotă că banii au fost cheltuiți și am folosit... Adică banii care au fost strânși... Strânși, acum se investesc... Din economiile făcute în anii anteriori. În comună, bine, cu contribuția toți 13 consilieri. Cu bună, am strâns ca lumea. Deci nu putem să spunem... Păi nu am strâns, chiar am strâns. Nu putem să spunem că cineva a fost împotrivă sau cineva a fost de acord. Deci cu ajutorul la toți am reușit să facem economie ca să putem să facem investițiile care în viitor se vor vedea. Motivul a fost... Să trebuie la sfârșitul anului și atunci da. Avem discuții mai mult la diverse. Nu? Bineînțeles. Sperăm. Da, și acum dăm cuvânt... Da. Dăm cuvântul domnului primar care... Să ne lămurim pe toate problemele care apar niște diversiuni și să ne lămurească dânsul exact care sunt toate discuțiile. Vreau să readuc în discuție proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău pentru perioada 2014-2020. Aș vrea să transmit încă o dată pe această cale tuturor locuitorilor din comuna Zemeș că avem într-adevăr nevoie de apă și canalizare. Este un proiect pe care noi nu trebuie să-l ratăm. Este un proiect la care trebuie să ne afiliem cu toții. Sunt 660 de gospodării, 6 blocuri cu apartamente, 12 instituții publice și 30 de societăți comerciale. Nu vehiculăm niște sume, n-ar fi corect, nu știm care vor fi sumele exact, prețul pentru apă, pentru metru cub de apă și pentru prețul pentru metru cub de canalizare, dar ar trebui cu toții să știm că avem nevoie de acest proiect, adică avem nevoie de apă în localitatea noastră 24 de ore din 24, avem nevoie de apă potabilă și avem nevoie de canalizare. Și avem nevoie ca toți cei care își dau concursul să meargă până la sfârșit, adică să-și asume responsabilitatea și la sfârșitul implementării proiectului să se branșeze la acest sistem de apă și apă uzată. Vreau să specific faptul că în comuna Zemeș proiectul va fi implementat doar în satul Zemeș, datorită faptului că satul Bolătău nu întrunește numărul de 2000 de locuitori, s-a renunțat la el. Deci proiectul se va desfășura doar în satul Zemeș, de la intrarea în comuna Zemeș, undeva până aici la stație sus. Nu au trotuari în Bolătău și de asta nu scoase. Au trotuari, domnul consilier, chiar au. Au trotuari înainte de celor de la Zeme, să știți, au trotuari noi. Dar pe ghid, nu se putea finanța, nu se puteau aglomerările urbane sub 2000 de locuitori. Dar asta e exact, este bine că ați deschis subiectul, pentru că acolo vom identifica o soluție. Posibil. Pentru, exact, vom identifica o soluție în care nu se poate face pe master plan și județul nu poate să intervină în acea zonă, trebuie noi ca și Consiliul Local cu siguranță va trebui să căutăm o sursă de finanțare, adică alte fonduri, fonduri europene, care vor fi puse la dispoziție în contextul în care aglomerarea urbană este de sub 2000 de locuitori. Sfatul meu este să nu fim reticenți, să ne branșăm și să solicităm cât mai mulți. Deci, din cei 660 gospodării, ideal ar fi toți adere la sistemul de apă și apă uzată. Cu ajutorul dumneavoastră ar trebui să identificăm și să încurajăm pe oameni să înțeleagă că avem nevoie de apă și de canalizare. Cam astea fiind spus, eu vă mulțumesc pentru înțelegere și sper să înțelegeți și dumneavoastră că proiectul trebuie să implementat. E păcat să-l ratăm. Vă mulțumesc. Da. Nemai fiind alte discuții, de care avem ședința închisă. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult! Mulțumim!